Salut și binevenit la o nouă lecție de limba germană. În această lecție vom învăța împreună aparate electrice în limba germană. Electrogrete! Înainte de a începe, vreau să vă reamintesc că puteți achiziționa cele mai importante lecții de pe canalul meu de YouTube în format digital. Aveți link în descriere și vă mulțumesc! Încă o dată, aparate electrice. Electrogrete! Electrogrete! A nu fi confundate cu electrocasnice. Glumesc! E aproape același lucru. Has Haushaltsgeräte. Haushaltsgeräte. Începem cu primul. Televizor. Der Fernseher. Der Fernseher. La plural, televizoare. Die Fernseher. Die Fernseher. Să nu uităm, există o regulă în limba germană. Toate substantivele la plural au articolul die indiferent dacă ele la singular sunt der, di sau das, adică masculin, feminin sau neutru. La plural ele întotdeauna vor fi di. Frigider Der Kühlschrank Der Kühlschrank Frigidere Die Kühlschränke Die Kühlschränke Ladă frigorifică Die Tiefkühltruhe, Die Tiefkühltruhe, Lösig frigorifische, die Tiffkühltruhen. Die Tiffkühltruhen. Maschine de des Palatheine, die Waschmaschine. Die Waschmaschine. Maschine de des Palatheine, die Waschmaschinen. divaș MĂŞINĂN, v-am subliniat cu roșu, ceea ce se schimbă la plural. În acest caz avem articolul DI, care, bine, este neschimbat, dar toate, toate substantivele la plural au articolul DI, și terminația N. MAȘINĂ DE SPĂLAT VASE, DEARGĂȘIR ȘPIULĂR, MAȘINĂ DE SPĂLAT VASE, Die Geschirrspüler. Die Geschirrspüler. Deci cuvântul este neschimbat, doar articolul se schimbă ca să ne dăm seama că este la plural. Aragaz. Der Herd. Der Herd. Aragaze. DI Herde. DI Herde. Cuptor cu microunde. Die Mikrowelle di microvelle cuptoare cu microonde di microvellen di microvellen aparat de cafea di cafe machine di cafe machine aparate de cafea di cafe mășină di cafe maschinen. cuptor Der Backofen Der Backofen Cuptoare Die Backöfen Die Backöfen Fierbător de apă Der Wasserkocher Der Wasserkocher Fierbătoare de apă Die Wasserkocher Die Wasserkocher prăjitor de pâine sau toaster, cum îi spunem noi. În limba germană se spune la fel. Der toaster. Der toaster. Prăjitoare de pâine. Di toaster. Di toaster. Robot de bucătărie. Di küchenmaschine mașină. Di mașină. Roboți de bucătărie. Di Kühenmaschinen, die kühenmaschinen aspirator der staubsauger der staubsauger aspiratore die staubsauger die staubsauger ventilator der ventilator der ventilator Pardon. Ventilatoare. Di ventilatoren. Di ventilatoren. Laptop. Spunem der laptop. Der laptop. Laptopuri. Di laptops. Di laptops. Calculator sau computer. Cum spunem acum? Der computer. Der computer. Calculatoare. Di computer di computer tabletă das tablet das tablet tablete di tablete, di tablete, vedeți că în limba germană nu prea are regulă uh, pluralul dar are doar câteva forme. O dar adăugăm un umlaut, un N sau EN sau un S. Nu este la fel ca în limba română, unde nu are absolut nici o regulă. Telefon mobil. Das Handy. Das Handy. Telefoane mobile. Die Handys. Die Handys. Imprimantă. Der Drucker. Der Drucker imprimante di drucker di drucker aparat de ras de razier aparat de razier aparat aparate de ras di razier aparate di razier aparate uscător de păr der fön der fön uscătoare de păr di fön Die Föhne Ondulator, der Lockenstab, der Lockenstab, undulatoare die Lockenstäbe, die Lockenstäbe. Maschine de Kussut, die Nähmaschine, ne die Nähmaschine, ne Maschine De Kussut die Nähmaschinen, ne die Nähmaschinen. Ne fier de călcat. Das Bügeleisen. Das Bügeleisen. Fiare de călcat. Die Bügeleisen. Die Bügeleisen. Acestea au fost aparate electrice care mi-au venit mie în minte să vi le prezint. Dacă aveți alte exemple, puteți să-mi le lăsați în comentarii, o să încerc să vi le traduc. Ne vedem la lecții următoare și până atunci vă urez spor la treabă. Cius!